această metodologie, această legislație, așa, cu lacunele ei majore, cum este, măcar ar trebui să fie respectată. Pentru că în momentul de față, nu doar ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, situația cu Catedra de Limba Română ocupată de o persoană care este contestată masiv în momentul de față, nu, acela este vârful icebergului. Dincolo de asta, motivele care m-au făcut să-mi dau demisia sunt mult mai adânci și mai numeroase. Faptul că decizia Consiliului de Administrație al Colegiului a fost încălcată flagrant, că noi am analizat cu demnitate și cu capul pe umeri și în discuții care au durat ore întregi și cu catedrele și cu cei care nu sunt profesori, dar reprezintă comunitatea locală, reprezintă părinții, elevii, și am discutat ce catedre dăm libere. Și recunosc, mi-am asumat că aș fi putut să dau liberă o catedră de limbă română în toamna aceasta, existând precedentul de care toată lumea vorbește, am ezitat. Și am venit în fața Consiliului și am spus ce facem. Noi am avea ore să dăm o catedră. O dăm la liber, ne asumăm riscul să mai pățim încă o situație de genul acesta sau o lăsăm, poate vin vremuri mai bune, poate peste un an spune cineva, uite, aveți voie să angajați profesori prin concurs. Și atunci toată lumea a fost de acord să nu dăm această catedră. Și am scos niște ore de educație tehnologică unde nu avem profesori și căutăm de atâția ani. Am scos catedrele colegilor care sunt rezervate, colega mea, director adjunct Anca Florea, domnul Laurențiu Țepeluș, care au catedre rezervate. Da? Acestea le-am scos. Au fost aprobate conform calendarului, prevăzut tot în metodologia de care aminteam, aprobate, discutate în Consiliul de Administrație și trimise la inspectorat. Conform aceleași metodologii, la un moment dat eu trebuie să merg acolo cu planul de încadrare. Și să-l discut cu responsabilul care se ocupă în anul respectiv de această etapă și cu inspectorul de specialitate. Și m-am dus în ziua respectivă. Am fost întâmpinată de responsabilul din partea inspectoratului școlar, inspector general adjunct, care m-a întrebat foarte sec dacă am scos 12 ore de română. Așa m-a întrebat. Că ne trebuie. Da. Eu am spus, nu pot să scot 12 ore de limba română pentru că am depășit termenul în care noi puteam să facem schimbări. Și pentru că al nostru Consiliu de Administrație își face treaba, este chiar un organism viu și foarte eficient, și a spus clar, eu am întrebat și a spus nu, am depășit termenul, nu revenim, nu avem motive să revenim asupra deciziei noastre, nu. Și atunci persoana respectivă s-a ridicat și a spus că n-are ce să zic, stați un pic să discutăm, să vă arăt planul de încadrare, să vă arăt. S-a ridicat pur și simplu, a zis că n-are ce discuta cu mine, a plecat, pur și simplu. Și? Da? Și deci am rămas decizia... cu inspectorul de specialitate, am explicat, zic, măcar dumneavoastră, poate aveți timp și răbdare să mă urmăriți, să vedeți cum am făcut planul de încadrare, ce principii am respectat, ce ore sunt. După un timp a revenit domnul inspector general adjunct și a zis, cum e, v-ați răzgândit? A spus, nu, cum să mă răzgândesc? Și atunci a zis, nu avem ce discuta, vă voi reclama la minister că nu ați făcut planul corect, voi scoate libere toate orele suplimentare la toate disciplinele din HDU și o să regretați. Ok. Și așa a făcut. Și așa a făcut. S-au scos 18 ore la limba română, 9 ore la limba engleză, 4 ore la fizică. Știți ce criză de profesori de fizică este? Nu putea să intre nimeni în restrângere, că lumea aleargă după profesori de fizică. În da? Țara asta. Da, întâmplător, specialitatea mea e fizică și ca să înțeleg așa aluzia subtilă, s-au scos și 4 ore de fizică.